Bună ziua, dragilor! Eu sunt Georgian și astăzi vă voi prezenta starea vremii pe continentul american. Începem cu partea nordică a continentului, unde temperaturile scad dinspre vest spre est și dinspre sud spre nord. Pe coasta Pacificului, în partea vestică a continentului, se vor înregistra temperaturi ridicate, 22 de grade la Los Angeles și 20 la San Francisco. În timp ce, în partea estică și partea nordică a continentului, va fi o zi friguroasă de iarnă. Se vor înregistra 0 grade la New York, minus 8 la Ottawa, minus 4 la Halifax și minus 27 la Iwo Jivik. Va fi foarte cald în peninsula Florida, unde se vor înregistra 27 de grade Celsius. Șanse mai ridicate de precipitații se înregistrează în partea nord-vestică a continentului, în Canada și statul Alaska, aparținând Statelor Unite. În această zonă se vor înregistra cele mai mari cantități de precipitații sub formă de ploaie și ninsoare. Nu vor exista probleme cu vântul în această parte a continentului. În America Centrală va fi o zi însorită în cea mai mare parte, cu temperaturi cuprinse între 32 de grade la Managua, în Nicaragua, și 19 grade la Monterrey, în Mexic. Șanse mari să plouă sunt în partea vestică a Mării Caraibilor, în special în Haiti și în Sint Maarten. În Sint Maarten, acest teritoriu aparținând regatului Țărilor de Jos, se vor înregistra cele mai însemnate cantități de precipitații din această parte a Americii. Vântul va adia ușor în cele mai multe zone, excepție făcând-o estul Mării Caraibilor. În America de Sud va fi o zi ploioasă de vară în cea mai mare parte a teritoriului. Temperaturile vor fi totuși ridicate, înregistrându-se 35 de grade la Pedro Alfonso în Brazilia, 34 la Asunción în Paraguay, 31 la Caracas în Venezuela și 26 de grade la Lima în Peru. Dintre orașele capitală, în La Paz, în Bolivia, va fi cea mai scăzută temperatură, doar 11 grade Celsius maxima zilei. Asta și din cauza altitudinii ridicate la care se află acest oraș, 3650 de metri. Șansele cele mai mari de ploaie sunt în zona intertropicală a continentului și în zona munților înalți. În aceste zone se vor înregistra cele mai însemnate cantități de precipitații, putând depăși 20 de mm în capitala Boliviei, La Paz. Vântul va sufla destul de puternic în partea nordică și centrală a continentului, unde rafalele pot ajunge și la viteze de peste 70 de km pe oră. Vă propun acum rezolvarea următoarei sarcini de lucru. Accesați o pagină web sau o aplicație cu date meteorologice și realizați un buletin meteorologic pentru vremea din America, conform datelor înregistrate astăzi. Dragilor, eu vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați să vă spuneți părerea despre această resursă educațională deschisă în secțiunea de comentarii. Până la următoarea noastră întâlnire, eu vă doresc sănătate și succes!